stimați reprezentanții ai mass-media, doamnelor și domnilor, bine ați venit la Casa Guvernului. Urmează conferința de presă susținută de prim-ministrul Republicii Moldova, domnul Dorin Recean, și comisarul european pentru vecinătate și extindere, domnul Oliver Varhei. Domnul prim-ministru, aveți cuvântul. Dragi cetățeni, dear Commissioner Varhei, welcome to Chișinău. Drag domnule comisar Varhele, bine ați venit la Chișinău. Cu adevărat, acesta este începutul unei munci dificile. Noi am deschis negocierele cu Uniunea Europeană în Luxemburg chiar în luna precedentă, în 25 iunie, și vreau să îmi exprim gratitudinea în adresa Comisiei, care este atât de angajată pentru aceste negocieri de succes cu Republica Moldova, cu scopul de a construi o țară rezilientă, prosperă, care va deveni un viitor membru al Uniunii Europene. Noi am discutat ce trebuie să facem împreună, ce trebuie să implementăm împreună pentru ca Moldova cu adevărat să se bucure de un viitor prosper împreună cu celelalte țări ale Uniunii Europene. Cu voi dumneavoastră fac o adresare către cetățeni. Comisarul Varhei, care este la Chișinău și care vrea să demonstreze susținerea planul de dezvoltare economică și socială a Republicii Moldova, care în ultimă instanță trebuie să ducă la obiectivul nostru final de a fi membri cu drepturi depline ai Uniunii Europene. Comisarul Varhei a venit și cu noutățile bune în ceea ce privește continuarea programului de finanțare de către Uniunea Europeană a dezvoltării economice și sociale a Republicii Moldova. Este vorba despre, și aici o precizare, ceea ce se va anunța de aici încolo, este parte a pachetului de asistență a Uniunii Europene anunțat în toamna lui 2022, pachetul care ne-a ajutat și continuă să ne ajute să depășim problemele economice, dar în această etapă, atunci să depășim problemele economice cauzate de război și creșterea prețurilor la energie, dar astăzi ca să ne recuperăm economia și corespunzător aceste fonduri vor fi alocate pentru diferite sectoare, dezvoltarea economică, educația, sănătatea, infrastructura, totul pentru ca noi să îmbunătățim calitatea vieții cetățenilor noștri. Dear Commissioner, dear Oliver. Stimat domnule comisar, dragă Olivier, vă mulțumim mult pentru faptul că sunteți alături de noi. Vă mulțumim pentru acest sprijin continuu al Uniunii Europene, care ne ajută să ne dezvoltăm aici țara, Republica Moldova, care urmează să devină un membru de onoare al familiei Uniunii Europene, aducând pace și prosperitate pentru toată lumea. Mulțumesc foarte mult, domnule prim-ministru. Domnilor și domnilor, sunt încântat să mă aflu în Moldova astăzi, din motiv că urmare a muncii asiduie care a fost depusă aici, în Republica Moldova. Am discutat, apropo, rezultatele acestei munci cu domnul prim-ministru. Am reușit să vedem nu doar rezultatele, așa anume lansarea negocierilor în 25 iunie, dar am văzut în sala de alături munca reală, munca veritabilă, care a și început deja cu așa numitul exercițiu de screening, ceea ce presupune compararea legislației Republicii Moldova cu legislația Uniunii Europene în încercarea de a identifica moduri în care Moldova ar putea cât mai bine să introducă această legislație pentru a deveni membru cu drepturi depline a Uniunii Europene. Aceasta este prima parte a negocierilor. Nu este vorba doar despre discuții academice pe care le purtăm noi cu privire la aderare, este vorba de un proces veritabil. Un alt mesaj pe care l-am adus eu încoace este că noi am observat că cetățenii Republicii Moldova nu simplu și-au demonstrat angajamentul
ci de asemenea reziliență și putere în fața a mai multor provocări de care s-au ciocnit. Criza COVID, după care războiul de agresiune a Federației Ruse împotriva Ucrainei, criza energetică care a fost declanșată de Rusia, care a continuat cu amenințări hibride în adresa țării voastre, multe, multe provocări care ar fi suficiente chiar să fie, să vină câte una separat, și toate aceste provocări s-au întâmplat practic concomitent, au venit cu toate la oaltă, ca să nu menționăm toată munca pentru promovarea reformelor, care pe fundalul acestor crize a devenit o muncă remarcabilă, care a fost, desigur, comunicată către statele membre ale Uniunii Europene și care le-a determinat să accepte deschiderea negocierilor cu Republica Moldova. Este de asemenea clar că suntem doar la începutul călătoriei noastre. Avem nevoie ca aceste angajamente să rămână. Avem nevoie ca aceste angajamente să devină și mai puternice, fiindcă toată munca grea abia acum începe. Din acest motiv, pentru mine a fost atât de important să mă întâlnesc de asemenea cu membrii Parlamentului și am avut un singur mesaj pentru toți membrii Parlamentului și am discutat exact același mesaj și cu prim-ministrul dumneavoastră astăzi. De acum încoace vom avea nevoie de un minim politic comun, ceea ce înseamnă că toate partidele politice trebuie să cadă de acord pe prioritățile comune, pe reformele, pe politicile de reforme europene și să păstreze aceste angajamente pe parcursul întregului proces, fiindcă rămâne ca Parlamentul să adopte multe legi. Se vor solicita multe decizii politice în momentul în care va trebui să consolidăm și capacitățile de implementare. Nu este suficient să promovăm legi, trebuie să dispunem de capacitatea pentru a pune în aplicare aceste legi și reguli. Desigur, este de asemenea important să vedem care sunt beneficiile directe ale acestui proces pentru cetățeni, deoarece în ultima instanță nu este vorba doar despre o profeție, este un proces care trebuie să fie perceput de public ca și unul care aduce beneficii directe pentru cetățenii Republicii Moldova. Eu consider că noi am reușit să probăm că Uniunea Europeană este aici, este alături. Uniunea Europeană deja livrează rezultate care provoacă schimbări și îmbunătățesc viețile cetățenilor din Republica Moldova. Dacă o să privim în retrospectivă la criza energetică, noi am contribuit de o manieră semnificativă pentru a sprijini gospodăriile, peste 700 de mii de gospodării le-am sprijinit cu banii europeni. Aceste gospodării au fost sprijinite pentru a putea face față la facturile în creștere pentru energie. În afară de aceasta, am fost un contribuitor vast pentru a renova școlile de pe întreg teritoriul țării. Am ajutat școlile, de asemenea, să-și reducă facturile pentru energie în momentul în care s-au petrecut reconstrucții. Și, desigur, noi avem toată convingerea că, anume, prin aderarea la Uniunea Europeană, poate să fie eliminată această dependență energetică și să fie instituită securitate energetică pe termen lung în Republica Moldova. Acest lucru va fi obținut prin sisteme și rețele de conectivitate. Al doilea element foarte important la care trebuie să muncim în continuare este să construim o economie și mai rezilientă și mai sigură. Din acest motiv suntem atât de mândri pentru rezultatele pe care le-a adus deja planul pentru investiții în economie. Dacă aruncăm o privire în retrospectivă, să vedem ce am reușit deja să obținem, deja 1,6 miliarde de euro de investiții au ajuns în Republica Moldova în mod direct în economia Republicii Moldova și ne așteptăm să vedem cifre și mai înalte către finele acestui an. Acești bani urmează să ajungă în sectoarele cheie. Noi am sprijinit, de exemplu, peste 3.000 de întreprinderi mici și mijlocii în Republica Moldova pentru a putea
crea un venit suplimentar de 125 milioane de euro, creând în mare în jur de 20.000 de locuri de muncă. Fiindcă este adevărat că Moldova poate obține reziliență doar în cazul în care economia va fi una puternică. În afară de aceasta, am analizat modul în care am putea să ajutăm Republica Moldova să abordeze noile sectoare ale economiei, noile sectoare care ar putea de asemenea să genereze creștere, dar și locuri de muncă. Eu am speranța că toate măsurile pe care le întreprindem noi, inclusiv prin faptul că ajutăm bunurile din Republica Moldova să ajungă pe piețele Uniunii Europene, eliminând anumite tarife, de asemenea creăm oportunități pentru afaceri. Am observat că am înregistrat o creștere de aproape 30% a prezenței a produselor alimentare ale Moldovei pe piața europeană. Și încă ultima temă pe care am discutat-o și vreau să o menționez aici, a fost deja menționată de domnul prim-ministru, și anume faptul că acum am început deja disbursările a 100 milioane de euro care vor ajunge la Chișinău în săptămâna viitoare. Noi oferim 35 milioane euro sub formă de sprijin bugetar și 72,5 milioane euro sub formă de asistență macrofinanciară pentru țară. Și aceștia sunt pașii care urmează în sprijinul nostru pentru a obține o Moldovă și mai rezilientă pro-europeană. Domnule prim-ministru, vă rog să aveți toată siguranța că Uniunea Europeană în continuare rămâne alături de dumneavoastră și vom fi pregătiți să vă salutăm în momentul în care toată munca va fi încheiată. Bună ziua! Mr. Varhei, you mentioned this morning... Domnule Varhei, astăzi dimineața ați menționat în cadrul sesiunii de deschidere a conferinței pentru screeningul bilateral, deci ați menționat că doar începe toată munca grea, toată munca asiduă pentru Republica Moldova. Dacă ați putea un picuț să dezvoltați aceste idei și să ne explicați mai bine ce anume ați avut în vedere. În viziunea dumneavoastră, care sunt cele mai complicate capitole la care autoritățile au de muncit. Mersi. Well, hard work only begins. Dar munca grea abia începe acum, deoarece ce ați văzut voi deocamdată a fost munca care s-a concentrat pe cele 9 criterii sau priorități sau condiționalități pentru inițierea procesului de negocieri. Dar de acum încoace, în afară de exercițiul de raportare anual, vom măsura și progresul înregistrat de Republica Moldova. De acum încoace vom avea nevoie ca toată administrația să parcurgă bucățică cu bucățică toată legislația Uniunii Europene. Vorbim despre 10.000 de legi, 10.000 de pagini. Colegii, dacă nu mă înșel, au calculat că este vorba de 150.000 de pagini de legislație europeană, ceea ce înseamnă că Republica Moldova va trebui să se pronunțe, să aibă o poziție pe fiecare dintre aceste legi și Moldova va trebui să ne spună cum și când planifică să implementeze această legislație și nu este evident suficient să ne spună când se va implementa acest lucru. Este foarte important să vedem ce fel de pași urmează să fie implementați, dar dorim de asemenea să vedem niște modalități credibile care să ne demonstreze care sunt capacitățile administrative, câte autorități urmează să fie instituite, câți oameni vor fi la dispoziția acestor autorități, cum urmează să fie întocmite planurile pe termen lung ca să fie întrunite toate criteriile solicitate. Din acest motiv am zis că munca grea de abia începe, fiindcă acum cu adevărat va trebui să săpăm adânc în toate detaliile și va trebui să avem răspunsuri la fiecare teză, la fiecare punct. Noi avem două categorii aici, categoria de domenii dificile și categoria de domenii complexe. Domeniul cel mai dificil este reforma în justiție,
trei domenii care sunt cele mai complexe sunt mediul, agricultura și competiția. Mulțumesc. Domnul Vartrei, bună ziua. Cum vede Bruxelles reformele care se fac în Republica Moldova și la ce se aștepte cetățenii din țara noastră, dacă vor fi alocate mai multe fonduri pentru dezvoltarea țării? Și o a doua întrebare este, Republica Moldova a înregistrat mai multe progrese semnificative în calea reformelor, inclusiv în administrația publică locală. Și dacă este pregătită să absorbă mai multe proiecte transfrontaliere și fonduri de preaderare, ce oportunități în acest sens vor fi în viitorul apropiat? Mulțumesc! Din câte ați observat dumneavoastră, noi am revizuit, am încheiat de fapt revizuirea bugetului pentru 7 ani. În limbajul Bruxellesului vorbim despre cadrul multianual bugetar. Dacă mi-aș dori să traduc acest lucru în ceva inteligibil, aș zice că este vorba despre un buget de 7 ani care a fost revizuit anume cu scopul să fie ajustate prioritățile. Și în cadrul acestei revizuiri a fost abordată și întrebarea finanțării țărilor în perioada de preaderare. Avem niște fonduri suplimentare. Cu adevărat, ați văzut că noi am oferit deja ceva pentru Balcanii de Vest, pentru Ucraina și mai avem niște fonduri disponibile de asemenea și pentru Republica Moldova. Noi lucrăm acum pentru ca să vedem cum am putea implementa, cum am putea face uz de aceste fonduri acum. Este clar că aceste reforme vor solicita nu doar muncă organizațională, nu doar muncă instituțională, dar de asemenea și investiții și desigur noi ne dorim să putem ajuta Moldova în acest sens, exact așa cum am ajutat și ajutăm orice țară candidată. Și a fost intenția președintei Sandu atunci când a propus programul Satul European, tocmai de ce ca administrația publică locală să poată dincolo de faptul ca să investească în infrastructura socială și economică locală, dar și să pregătească administrația publică locală pentru fondurile de preaderare și ca să avem un grad de asimilare cât mai mare a celor fonduri de preaderare. Și corespunzător, iată ceea ce vedem atunci când mergem în satele și orașele noastre, primarii, funcționarii publici din administrația publică locală au învățat deja foarte bine cum să scrie proiectele, foarte important cum să le administreze și cum să livreze rezultate tangibile pentru cetățeni, fie că este vorba despre iluminat stradal, drumuri, reparații și construcții de grădinițe de copii, reparații școlilor, proiecte de apeduct și canalizare sau, de exemplu, chiar și amenajarea unor parcuri pentru copii. Mulțumesc! Stimați colegi, dacă nu mai avem întrebări, vă mulțumim pentru participare. În continuare, oficialii vor vizita expoziția Trenul Durerii din Piața Mare a Dunării Naționale. Vă mulțumim! Mulțumim! Yes.